Una dintre cele mai mari companii energetice din România va fi vândută unei companii din Grecia. Achiziția a fost deja aprobată de Comisia Europeană și urmează să fie finalizată spre sfârșitul acestui an. Comisia Europeană a aprobat vânzarea companiei de energie electrică Enel România către Public Power Corporation, una dintre cele mai mari companii din Grecia. Finalizarea tranzacției este așteptată cândva în ultimile trei luni ale acestui an. Contractul de vânzare, în valoare de 1,26 miliarde de euro, a fost semnat încă din luna martie, iar achiziția va fi finanțată printr-o combinație de datorii, dar și printr-un împrumut pe termen scurt pe care beneficiarii îl pot utiliza între două credite pe termen lung. Potrivit reprezentanților Comisiei Europene, vânzarea nu ar trebui să creeze niciun fel de probleme în ceea ce privește concurența. De asemenea, preluarea nu ar trebui să îi afecteze pe angajații Enel din România. Odată cu finalizarea achiziției, grupul Elen PPC își crește potențialul de energie regenerabilă cu 623 MW și obține alți 3,2 milioane de clienți noi, ceea ce îi crește importanța în Europa de Sud-Est. Totodată, aceasta este a patra achiziție pe care grupul PPC o face pe teritoriul României.